La treabă. Bine ne-am găsit și oficial la întâlnirea lunii septembrie, luna septembrie care cuprinde luna septembrie o bună parte din ea și o bucată din luna octombrie, respectiv prima săptămână din luna octombrie. Este o lună care dă startul și trendul pentru întreaga toamnă, așadar este o lună importantă și abia aștept să vă povestesc ce avem de făcut luna asta, pentru că sunt niște lucruri faine și interesante și cu bătaie pe termen lung, ceea ce ne îndeamnă cu atât mai mult să facem lucrurile într-o direcție care să ne susțină. Haideți să începem mai întâi prin a seta intenția de grup și de a face cercul de protecție și de susținere. Închideți, vă rog, puțin ochii. Și inspirați și expirați. Și cer aici și acum și pentru viitor, ca în tot ceea ce lucrăm noi, să primim doar energii benefice, atât cât este permis pentru fiecare, cu blândețe și bucurie, și orice nu este benefic să fie curățat pentru fiecare dintre noi. Cer aici și acum și pentru viitor, ca tot ceea ce se descarcă și nu este benefic, tot ceea ce curățăm, tot ceea ce eliberăm, să fie curățat în timp real, blândețe și cu bucurie. Și mai cer aici și acum și pentru viitor să primim resurse benefice, să primim ajutoarele de lumină cele mai benefice și potrivite, care ne pot susține în tot ceea ce ne propunem noi acum, poate în acele lucruri de care ne dăm seama că avem nevoie să le lucrăm, poate în acele lucruri de care nu ne dăm seama că le avem de lucrat. Și cu acordul vostru voi pune un simbol de lumină care să facă curat, e un îngeraș care va face curat în timp real. Și voi deschide și un portal de lumină și de vindecare și de manifestare pentru noi. O să vă rog să spuneți da, dacă sunteți de acord. Mulțumim pentru toate darurile primite, pe care le-am primit, le primim și le vom primi, pentru toată susținerea, pentru toată protecția, pentru toată deschiderea. Cer ca fiecare dintre noi să-și primească informațiile cele mai benefice și potrivite, cu blândețe, cu bucurie și apoi să știe și să le aplice pentru binele său cel mai înalt și în armonie cu întreaga creație. Mulțumesc, s-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit. Inspirați și expirați. Și când sunteți pregătite, puteți să deschideți ochii. Să ne fie cu super folos tot ceea ce am început și să trecem la treabă cu ușurință, cu blândețe și cu bucurie. Dacă aveți întrebări pe parcurs, vă rog mi le lăsați în chat ca să pot să vă răspund, pentru că o să mă opresc periodic și să răspund la întrebări. Bun, haideți să derulez prezentarea de la început, să știți că avem niște chestii faine și pe care putem să le folosim foarte interesant. Avem și din chestiile vechi, dar avem și chestii noi interesante. Așa, o secundă să dau eu un share. Haideți să fac asta, să-l fac mai mare. Super! Cred că suntem exact unde trebuie. Să ne fie cu folos, cu drag și cu bucurie și să trecem la treabă ca să fim cât mai eficiente, pentru că o parte dintre voi mi-ați spus că puteți să stați până la 7. Aproximativ sau chiar înainte de 7, mi-au spus câteva persoane și atunci, ca să fim eficiente, o să mergem pe repede înainte. O să povestim puțin despre meditațiile lunii septembrie, despre ce avem disponibil și astăzi vă voi trimite și pe grup direcțiile aferente fiecărei meditații. O să intrăm în partea de introducere în energiile lunii cu provocările potențiale și de ce spun potențiale, că nu e obligatoriu să se întâmple și
În fiecare provocare se poate găsi cel puțin o oportunitate. Și o să povestim și de câteva soluții și recomandări. Evident că în funcție de ce provocări puteți voi să întâlniți, putem să adaptăm meditațiile lunii într-o bună proporție pe ce aveți voi nevoie. Ele acoperă destul de mare parte din nevoi, nu le acoperă pe toate, acolo pot să vă recomand alte instrumente separate dacă cumva ceva nu este acoperit, dar dacă le folosiți, cu siguranță veți parcurge mult mai ușor și veți naviga mult mai ușor prin tot ceea ce aduce perioada aceasta. Și apoi o să vă răspund la întrebări pe care le aveți. Bun, meditațiile lunii septembrie. O să păstrăm în primul rând meditația clasică de curățare, aceea prin care curățăm energiile care nu ne ajută, aceea prin care curățăm fricile și gândurile care nu ne ajută, aceea care ne aduce protecție și ne dă claritate. O să vedeți că luna asta este nevoie să o folosim, poate chiar un pic mai mult, pentru că este o lună cu curățări și cu eliberări destul de intense și de bruște. Și atunci am vrea să le facem cu blândețe, dacă se poate. Nu uitați să adăugați asta în formula magică. Suplimentar, ce puteți voi să cereți aici, în această lună, puteți să cereți să atrageți prietenie sau iubire, da? Fie cu persoane de care v-ați îndepărtat, fie să aduceți persoanele cele mai potrivite și adaug aici benefice, ce nu am scris, da? Benefice. Și din totalul acela de persoane să puteți să alegeți acel ceva care vă este cel mai benefic și potrivit. Puteți să faceți lucrul ăsta fie că vorbim de relația de cuplu, fie că vreți o viață socială mai activă, mai faină și mai interesantă și cu bucurie. Apoi, avem meditația de energie, vitalitate, motivație, disciplină și curaj. Vă recomand să o faceți dacă aveți nevoie și sunteți într-o perioadă în care intrați mult în zona de plafonare, de lene, de delăsare, puteți să o faceți de mai multe ori pe zi. Adică folosiți combinația asta de curățare și energizare, curaj, motivație ca să vă dați un boost și să faceți lucruri. O să vedeți, este o lună importantă în care să facem lucruri și există cumva un risc să ne descurajăm pentru că unele acțiuni vor aduce rezultate relativ rapid, unele dintre ele vor părea că nu se mișcă și nu se văd rezultate. E, scopul este, de fapt, să nu ne lăsăm deviate, să reușim să perseverăm și să facem lucrurile în continuare. Și combinația asta două vă ajută, de cele două vă ajută, dar o să povestim când ajungem la peste 2 zile, când discutăm despre intențiile voastre în mod specific, o să vă mai spun mai multe cum le puteți folosi. Apoi păstrăm meditația de perseverență, de disciplină, de reziliență pentru a construi independență financiară și abundență pe termen mediu și lung. O să vedeți că luna asta avem niște oportunități să dăm startul sau chiar să facem mai mulți bani. Așa că să ne fie cu folos, să le punem la treabă, vom folosi meditația aceasta, iar aici, separat, ce putem să cerem? Este să cerem refacerea după oboseală, refacere după boală, regenerare corp. Eu aici pot să vă spun cu siguranță că o să cer să-mi funcționeze creierul la capacitatea lui maximă ca să pot să-mi duc proiectele cât mai lin și cât mai ușor la capăt. Cumva corpul fizic și zona minții să mă susțină în tot ceea ce vreau eu să construiesc ca proiecte și pot să vă recomand să faceți același lucru. Iar aici putem să mai folosim aceeași zonă ca să cerem deschidere spre noi oportunități și diplomație în ceea ce suntem, ceea ce manifestăm. Deci, pe lângă oportunitățile pe care le aduce luna, cumva aici avem și un element care ne susține să cerem oportunitățile respective. Apoi, avem meditația pentru armonizarea stărilor emoționale, pentru sănătate, pentru calmare emoțională, pentru curățare mentală și aici putem să mai cerem, la fel, refacerea după oboseală, după boală, după regenerare și regenerarea corpului. Ce vreau să vă mai spun aici, dacă vreți, acum mi-a venit ideea, puteți să cereți și oportunități de vindecare dacă cumva nu găsiți niște soluții la niște probleme de sănătate pe care le aveți. Poate aveți ceva la care n-ați primit niște răspunsuri. Cereți cumva deschiderea să ajungeți către oamenii benefici și potriviți care să vă ghideze și să vă ajute să găsiți soluția. Poate vă găsiți un diagnostic la ceva, poate găsiți o soluție mai ușoară ca să vindecați ceva. Iar meditația nouă pe care o avem este legată de
Selecție energii benefice. De ce am zis asta? Pentru că e o lună în care empații pot să pună niște limite și să nu mai preia toate buruienile și toți ciulinii și scaieții celorlalți. De ce? Pentru că veți vedea, este o lună în care avem tendința să ne ducem mult în zona emoțională și nu pe partea de plus, în care stresul va fi exacerbat, în care emoțiile există riscul să o ia razna. Și atunci, pentru că de multe ori atunci când suntem empați, nu toate alea sunt ale noastre, ce putem să facem este să le filtrăm. E, asta puteți să faceți luna asta cu meditația asta. Să cereți selecție și asta o să cerem în meditație, selecția încât să primiți exclusiv energiile benefice vouă și în cantitatea benefică și potrivită. Apoi cerem deci conectarea exclusiv la ce este benefic, cerem pace interioară și ancorare în ea. De ce? Pentru că există risc mare să intrăm în frici. Eu acum vă explic și de ce le-am adăugat pe toate, da? Adaptabilitate, cerem credință, credință în sensul de încredere, de faith. Așa, să fim și să acționăm în flux, pentru că într-o lună de tipul ăsta nu este suficient să fim, e nevoie și să facem. Putem să cerem ca cu acest flux în care suntem să armonizăm relațiile cu ceilalți și relația cu obiectivele noastre. Asta vom face în meditație. Puteți să cereți și aici claritate, puteți să cereți centrare în sine, adică o să cerem în meditația noastră stare de calm, încât să ne centrăm și să rămânem în prezent și să ne păstrăm calmul, indiferent și independent de ce se întâmplă în jurul nostru. Să ne aducem bucurie de viață, să ne aducem starea de plăcere și aici vorbim inclusiv de partea de plăcere, de plăcerile pământene, efectiv. Și aici vorbim inclusiv de îmbunătățirea zonei de sexualitate. Apoi, aici mai putem să lucrăm cu meditația asta, receptivitatea de a dărui și de a primi. Dar rețineți că este o chestie echilibrată. Dăruitul și primitul trebuie să vină la pachet și trebuie să vină echilibrate. Și tot aici putem să mai primim niște energii care să ne ajute pe partea de avansare în carieră, pe a merge cu fluxul și nu împotriva lui. Și ce mai putem să mai folosim în zona aceasta? Putem să îmbunătățim vizibilitatea pe social media sau dacă vrem să putem influența oamenii din jurul nostru, dar vă subliniez, atenție, nu intrați în zona de manipulare, că toate astea se plătesc. Dacă aveți o intenție bună de a transmite o soluție pentru cineva, o direcție de lucru, fără să o impuneți, dacă vreți să transmiteți ceva într-un parteneriat de afaceri și să ajungă mesajul respectiv la oamenii respectivi, dacă vreți să înțelegeți ce au nevoie oamenii aia în mod real și să puteți să vă construiți o ofertă care să fie adaptată pe ce au ei nevoie, asta este o meditație care vă poate ajuta foarte mult. Astea sunt meditațiile pe care le vom folosi în luna aceasta, în diverse combinații, în funcție de ce intenție avem. Bun. Înainte de orice, vă reamintesc ceea ce reamintesc în fiecare lună, că mereu apar și provocări, dar de multe ori ele pot să fie oportunități deghizate, care veți vedea că luna asta, oportunitățile deghizate, ne forțează să mergem la următorul nivel, mai mult decât alte dăți. Un alt lucru important este faptul că, de fapt, mai mult contează cum ne setăm mintea și cum gestionăm emoțiile, nu neapărat ce se întâmplă în jurul nostru. Și lucru constant zi de zi, oricât de puțin, dacă lucrați 5 minute, 10 minute cu voi, va face diferența. Și să știți că tot am auzit destul de multe situații de persoane care spun, nu am timp să fac practica, nu am timp să fac practica. Gândiți-vă că dacă nu vă acordați vouă, mai ales în momentele de tumult, 5 minute din 1440, e nasol. E nasol și nu se duc lucrurile în direcția bună. Și încă o chestie pe care am auzit-o destul de des în ultima vreme, aștept să fiu mai ok ca să vin să lucrez cu tine. Păi, tocmai, scopul este să lucrezi când nu ești ok ca să ajungi mai ușor pe zona de sunt ok și merg pe creștere, decât să te chinui singur și să te lași tăvălit de valuri, pentru că în perioada asta vom fi, mai ales în prima parte a lunii, oricum am cam intrat pe centrifugă și mai este o porțiune, da? Din asta. Deci scopul este, dacă ne vin
Oameni de ajutor, instrumente care ne-ar ajuta să ne facem călătoria mai ușoară, să le primim. Pentru că după aceea, degeaba spunem noi, vai, dar la mine a fost greu, dar nu m-a ajutat nimeni. Păi, știți povestea cu barca, ai primit 5 oferte de ajutor și le-ai refuzat pe toate. Nu. Știu că aici intervin tiparele de evoluție prin suferință. Cine a lucrat cu mine părțile astea știe. Evoluția prin suferință și faptul că respingem binele și ușorul și alegem calea grea sunt niște tipare foarte des întâlnite. Încercați să intrați în rolul de observator și să vă întrebați de ce le alegeți. Dacă vă surprindeți că le alegeți, întrebați-vă de ce o faceți și ce câștigați din ele. Asta așa ca temă de gândire, pentru că luna asta, oricum, avem nevoie să intrăm în rolul de observator. Bun. Astăzi o să povestim de influențele micro, da, dar unele dintre ele veți vedea că sunt cu impact pe termen lung. Luăm mai multe tipuri de hărți pe care le analizăm astăzi și sunt combinate în ceea ce vă povestesc eu și influențele sunt mai puternice sau mai puțin puternice pe fiecare temă și în funcție de hărțile natale, dar și în funcție de cât și-a făcut până acum fiecare partea de lucru. Pentru că dacă nu mi-am lucrat anumite răni, șansele să iasă mai mult la suprafață sunt mai mari. Ce vreau să vă recomand însă este ca dacă vă apar provocări, să vă întrebați care este lecția acolo pentru voi. Pentru că fiecare provocare care iese la suprafață o să vă arate încă un punct pe care ar fi ideal să-l lucrați și pe care poate nu l-ați observat. Asta ar fi foarte. Asta ca să luați latura constructivă a lucrurilor și să vă ajute în ceea ce vreți voi să faceți. Bun. Acum, înainte să povestesc doar de energiile lunii septembrie, o să povestesc un pic de temele toamnei, pentru că sunt anumite lucruri care sunt comune pe toată toamna asta. Da, ok, septembrie dă tonul, dar mai avem, adică unele dintre ele se întind până prin noiembrie. Ha, vă povesteam că este o perioadă cu bătaie pe termen lung, adică ce facem sau ce nu facem în perioada asta pune niște baze, într-un fel pe care îl vrem sau într-un fel pe care nu îl vrem. O să fie o perioadă cu schimbări și transformări bruște, fie că le vrem, fie că nu le vrem. O să fie închideri karmice și o să fie și noi începuturi. Dați-vă voie să primiți ce este oportunitate pentru voi, ce este bun pentru voi. Nu vă agățați de lucruri, dar faceți-vă partea voastră cât de bine puteți. Apoi, ca subiecte evidențiate, partea profesională și financiară, foarte puternic scoasă în evidență, deci putem să construim niște chestii foarte faine pe termen lung, da? Pot să intervină și frici, frici de pierderi, frici de sărăcie. Repet, pe de altă parte, putem să construim foarte mult și foarte solid și foarte sănătos alte lucruri pentru termen lung. Termen lung înseamnă 20 de ani. Am făcut așa un salt în următorul slide. În mod normal, știți că vă spuneam că pe metafizica chineză, undeva de anul trecut, din august, a început un portal de transformare care dea startul pentru următorii 20 de ani, dar portalul efectiv și cumva ultima parte a portalului se desfășoară din februarie 2024 până prin ianuarie, pe final de ianuarie 2025. Asta e pe metafizica chineză. Acum, ce vă spun și ce s-a mai adăugat cu 20 de ani și e tot un ciclu de 20 de ani care vine și se suprapune, este ceva din astrologia europeană. Și atunci, luați în calcul că în perioada asta, respectiv în perioada undeva final de august până spre finalul lui noiembrie, sunt două cicluri cu transformare pe 20 de ani care se suprapun. Deci cu atât mai mult e o perioadă bună de pus baze sănătoase. Alte subiecte care sunt importante, sănătatea și la sănătate vedeți că nu vorbesc doar de partea fizică, de sănătatea fizică, vorbesc foarte mult inclusiv de sănătatea emoțională, de sănătatea psihică. Chiar astăzi am primit un mesaj de la o prietenă și era destul de șocată, cineva din blocul de lângă ea se aruncase de la etaj, adică horror, horror. Aveți grijă la stările astea, lucrați-le. Când vedeți că nu mai puteți, cereți ajutorul. Nu vă agățați de chestia eu sunt puternică, eu duc. Da, toți suntem puternici până la un punct. Ideal este să nu ajungem până la acel punct. Ideal este să acceptăm blândețea și ușurința în ce facem. Da?
Asta e foarte important. Cereți ajutorul. Apoi, ce mai este important și ce este evidențiat în toamna asta, relația cu străinătatea, călătorii în străinătate și alte culturi, tot ce are legătură cu alte culturi, învățarea ca proces general, dar și învățarea în contact cu alte culturi și din străinătate. Și în anumite momente o să fie evidențiate relațiile, cum avem, spre exemplu, luna septembrie. Haideți să vedem că văd că mi-a scris cineva. Se închide și un ciclu de 5 ani. Da, se închid diverse etape, într-adevăr. Se închid niște etape, se deschid alte etape. Așa, bun. Tot în perioada asta, perioada toamnei, există un risc mai mare de separare pe toate planurile. Vorbim de colaborări profesionale, vorbim de relații de cuplu, vorbim de prietenii. În general, veți vedea, nu vorbim de lucrurile construite pe o bază sănătoasă, vorbim de cele care au fost nebenefice, poate pentru ambele părți implicate, și cumva au fost tărăgânate și amânate și sucite pe toate părțile, dar de fapt ele nu mai trebuiau să continue. E, riscul este mai mare de separări în aceste tipuri de relații. Și vă spuneam că e un portal foarte important, ăsta de care vă spuneam din august până în noiembrie, ca să construim baze sănătoase pentru următorii 20 de ani și să deschidem noi etape. Deschideți-le așa cum vi le doriți voi, nu le lăsați neapărat să fie. Pentru că degeaba vine o perioadă bună, o perioadă în care eu pot să deschid ceva, în care pot să-mi construiesc niște baze dacă eu nu fac nimic. Amintiți-vă că o energie bună de 100 de puncte mulțit cu 0 acțiuni înseamnă 0. Da? Nu este suficient ce vine dacă eu nu fac nimic. Și combinațiile, partea asta de a fi cu partea de a face, pentru că asta o să vă ajute cel mai mult în orice. Bun, ca energie în luna septembrie, după cum spuneam, sunt destul de multe turbulențe emoționale și e un nivel de stres amplificat pe care e posibil să-l simțim. Eu personal am câteva zile de când nu dorm. Adică mă trezesc cam din 2 în 2 ore noaptea, chiar mai puțin de 2 ore, mă trezesc. Uneori adorm imediat la loc, alte ori nu. Și atunci ce am nevoie și eu, ce aveți nevoie și voi, este să ne aducem în prezent, să ne recentrăm și să ne aducem starea de calm. Și o să o lucrez și eu mai intens în perioada asta, am lucrat alte teme. Acum, cel mai probabil, voi lucra și pe partea asta de calm și de prezență și de centrare. Apoi, veți vedea că lucrurile sunt destul de dinamice, sunt schimbări bruște, se întâmplă lucruri neașteptate. Unele dintre ele apar și cu provocări. Nu mereu, da? Pentru că dinamic nu înseamnă rău. Dinamic înseamnă că se mișcă. Pe de altă parte, o să vedeți că vă spun undeva mai încolo, dar vine să vă spun și acum. Pe de o parte, mediul e dinamic, dar pe de altă parte, anumite acțiuni vor da senzația de împotmolit, de, în fine să spun, senzația aia de mlaștină. Și atunci ideea este să nu ne agățăm de lucruri. Mă întorc la ceea ce spuneam, cum faceți tot ceea ce puteți mai bun, tot ceea ce depinde de voi, dar nu vă agățați de lucruri. Cumva eu am convingerea că tot ceea ce construim acum, chiar dacă poate nu o să primesc rezultatul pe care mi-l doresc în secunda 2, construiește o bază benefică pentru ceea ce voi vrea să fac în următorii 20 de ani. Faceți-vă partea voastră și dați-vă voie să aveți încredere că lucrurile o să se așeze în direcția bună dacă v-ați făcut partea voastră. Apoi avem nevoie de deschidere spre schimbări, pentru că ele oricum vor veni, oricum facem transformări, fie că vrem, fie că nu vrem în perioada asta, așa că este esențială energia în care ne găsesc aceste schimbări. Avem nevoie de adaptabilitate, avem nevoie de rolul de observator și de asumare în ceea ce facem, pentru că veți vedea că e posibil să avem nevoie să luăm decizii și dacă nu le luăm din energia corectă, e posibil să luăm niște decizii destul de prostuțe pentru noi, da? Și atunci, atenție la emoțiile prost direcționate, că putem să facem gafe care să fie mai greu de reparat decât de obicei, putem să luăm decizii proaste, putem să ne blocăm în iluzii și să refuzăm să vedem realitatea pentru că nu ne place, nu e corespunzătoare cu ce am vrea noi să fie. Întoarceți-vă în rolul de observator, întoarceți-vă în zona de centrare, în aici și acum și de acolo analizați-vă lucrurile.
lucrați zona de claritate, pentru că dacă lucrați zona de curățare și de claritate, o să fie, vă fie infinit mai simplu să vă luați deciziile benefice. Atunci când nu știți dacă o decizie este bună sau nu, opriți-vă un pic, faceți un proces de curățare, da? Treceți prin meditația de curățare. Cereți să curățați tot ceea ce vă împiedică, să aveți claritate deplină ca să luați cea mai benefică decizie pentru voi. Dacă e nevoie, repetați de mai multe ori meditația la mici intervale, dar îl fac în ora asta, îl fac ora viitoare și vedeți ce vă apare atunci ca sursă de inspirație, să zic, da? Pentru a vă lua decizie. Fricile luna asta și ele sunt activate mai acut, mai ales dacă avem senzația că nu avem claritate. Și atunci, când nu avem claritate și apar fricile, tendința va fi nevoia de control. Nevoia de control nu prea o să funcționeze, adică controlul nu prea o să funcționeze luna asta, chiar dacă nevoia noastră este acolo, controlul sau tendința de a-l exercita o să ne pună bețe în roate. Ce facem? Facem curățare și lucrăm cu meditația aia care ne dă starea aia de centrare în noi și pace interioară. Asta facem. Bun. Vă spuneam că există și variante de oportunități, destul de multe. Unele dintre ele pot să vină deghizate ca să ne ducă la următorul nivel, adică pot să fie schimbări pe care poate noi nu le-am cerut sau anumite lucruri se precipită sau unele lucruri vin mai rapid decât credeam noi și ne forțează să ne descurcăm cu ce avem, da? Fără să ne mai gândim, a, păi nu sunt destul de pregătit, păi trebuia să mai fac 10 pași ca să pot să fac lucrul ăsta, anumite oportunități vor veni brusc și va trebui să ne descurcăm cu ce avem. Asta este un lucru bun pentru noi că, repet, ne va forța să mergem la nivelul următor și atunci nu e ceva rău, da? Luați oportunitățile, cereți claritate dacă nu sunteți convinși, convinse că e ok pentru voi, cereți claritate și apoi profitați de ele. Pentru că, repet, e o lună bună pe oportunități. Apoi, avem posibilitatea de a obține mai mulți bani, dar și de a construi pentru viitor căile în direcția asta. Niște teme la care să fim atenți, partea de gelozie, partea de egoism, partea de secrete, nevoie de control, critică și perfecționism, mai ales în relații. Am făcut saltul în zona de relații. Atenție la chestiile astea, pentru că s-ar putea să scoată niște lucruri nu tocmai drăguțe la suprafață. Vedeți că în perioada asta o să iasă lucruri la suprafață, am făcut un salt aici, da? Ies lucruri la suprafață și nu mereu plăcute. Ies lucruri de la noi, anumite lucruri pe care poate noi nu le-am văzut la noi sau noi le-am ascuns, ies lucruri de la ceilalți și atunci e foarte important cum le gestionăm. Așadar, avem nevoie de cumpătare, avem nevoie de perseverență și avem nevoie să nu luăm lucrurile personal. Reamintiți-vă, rolul de observator, calm și centrare. Astea sunt niște lucruri de care chiar avem nevoie. Apoi, mai ales după jumătatea lui septembrie, unele relații nefuncționale se vor încheia. De asemenea, apropo de relații, este o perioadă foarte bună ca să lucrăm temele de familie și aici vorbim inclusiv de familia de origine, să lucrăm tiparele pe care le-am preluat, să facem o curățare cu blândețe, adaug eu aici, pe zona de resentimente și regrete și frustrări și orice altceva există din familia noastră de origine. Deci, dacă vreți să lucrați pe linia de neam, dacă vreți să lucrați pe relația cu mama, cu tata, copilul interior, este o perioadă bună. Dacă vreți să lucrați partea de răni, este o perioadă mai bună decât de obicei. Oricând este o perioadă bună, nu mă înțelegeți greșit, că astea sunt teme care chiar ar trebui lucrate de fiecare dintre noi în super profunzime. Pentru că au foarte multe ramificații și impactul este uriaș în N direcții. Dar acum să zicem că avem un bonus să le lucrăm. Așadar, întoarceți-vă la ele, da? Dacă aveți întrebări, cine n-are neapărat instrumente în direcția asta, dați-mi de veste că vă pot ajuta cu niște instrumente pe tema asta, da? Bun, e recomandat să construim obiceiuri sănătoase, cu discernământ, să ajutăm cu măsură, să dăm cu măsură, să setăm limite sănătoase. Asta intră tot în zona aia de cumpătare, da? Ajutorul oferit, dacă este disproporționat de mare,
nu ajută pe nimeni în ala lung, da? E important să ne oferim nouă mai mult timp, mai multă atenție și mai multe resurse, să le punem în direcția noastră și e nevoie să facem partea de curățări și de eliberare, cumva să o facem conștient și cu blândețe, pentru că ea oricum va veni. Problema e că dacă nu facem noi conștient și asumat, vine cu smotoceală de foarte multe ori și ideal ar fi să nu ajungem acolo. Așa că faceți voi într-un mediu securizat, să zic, da? Faceți voi conștient, dacă e nevoie, îmi vine să vă spun să faceți meditația de curățare de 3-4 ori pe zi. Asta a fost flash-ul în momentul ăsta. Încercați să o faceți de mai multe ori, da? Ce mai avem nevoie luna aceasta? Avem nevoie de spirit practic, de acțiune, dar nu și de control, după cum vă spuneam, pentru că unele lucruri parcă se împotmolesc, nu iese rezultatele așa cum vrem noi, când vrem noi. Soluția nu este controlul, soluția este acțiune țintită și încredere că lucrurile se așează în ritmul cel mai benefic. Apoi, ce mai este important? Să folosim în mod practic ce știm deja, ce avem deja, ca să construim altceva din ce vrem noi să construim. Să nu rămânem acum blocați în faptul că eu nu am X și nu mai contează că am cele 7 resurse și 7 ingrediente necesare, dacă nu l-am pe al 8-lea, nu fac. Nu. Facem și adăugăm din mers, da? Ce ne mai trebuie adăugat. Asta este foarte important. La fel, e foarte important să vedem poza mare și să nu ne blocăm în detalii. Și aici, atenție din nou la perfecționism și la nevoia de control. Avem nevoie să practicăm detașarea, detașarea ca opusă a atașamentului și a agățatului de lucruri, da? De lucruri, de relații, de ce o fi. Și avem nevoie să practicăm încrederea și credința, ca să putem să ieșim din zona aceea nesănătoasă de control. Pentru că vom tinde atunci când intrăm în frici, vom tinde să cerem orice preț certitudine și să ne ținem cu dinții de ceea ce pare certitudine și nu o să funcționeze ok. Iar deciziile, după cum spuneam, deciziile cântărite, deciziile, îmi vine să vă spun acum, deciziile curățate înainte, da? Faceți curățările ca să luați deciziile din energia potrivită, pentru că e foarte importantă energia din care facem orice lucru. Foarte importantă. Iar luna asta, cu atâtea schimbări, chiar am face bine să le facem dintr-o energie benefică nouă. Așadar, nu uitați, faceți-vă partea voastră cât de bine puteți, lăsați-l pe Dumnezeu și Universul să-și facă partea lui, ritmului și modului. Asta vă spun de fiecare dată, sunt insistentă pe această temă. Dacă simțiți că ce aveți voi ca temă de rezolvat nu găsiți complet aici soluțiile, întrebați-mă pentru că avem și alte variante de lucru, da? Alte resurse. Bun. Dați-mi voi de veste acum dacă aveți vreo întrebare. Nu, totul clar, mă bucur. Super, cu foarte mare drag și să folosim cât mai bine luna asta și să luăm oportunitățile și să le punem la treabă, pentru că v-am zis, chiar e păcat să nu le valorificăm în condițiile în care e pe termen lung, adică chiar ar trebui să facem chestiile. Bun, dacă nu aveți nicio întrebare în momentul ăsta, luăm 2 minuțele de pauză. Dacă vreți să vă luați apă, să mergeți la baie, da? Eu îmi liniștesc între timp ochiul, care iarăși a început să facă figuri. Probabil pentru că sunt cu un ventilator în față. Am oprit. Și lumină și ventilator, cred că este mult pentru niște ochi obosiți. Așa. Luăm o pauză scurtă, eu închid înregistrarea și o să o repornesc, da? După ce începem și ne vedem în 2 minuțele.